Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Să vedem care este darul profetic în Biblie, apostolii și scripturile. La baza învățăturii creștine se află cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Însă Biblia nu ar fi ajuns în mâinile noastre dacă nu ar fi existat darul profetic manifestat în viața unor bărbați și femei ai lui Dumnezeu. Darul profetic e capacitatea specială cu care unii oameni sunt înzestrați de Dumnezeu de a primi și a transmite mai departe un mesaj direct de la El către poporul său. Modul în care mesajul divin este transmis profetului este rânduit de Dumnezeu, nu de om. Cui, de ce și când se întâmplă acest lucru, hotărăște Duhul Sfânt, cel care este inițiatorul acestui dar spiritual. Dacă am scoate din Biblie cărțile pe care le avem datorită manifestării acestui dar spiritual, din ea nu ar mai rămâne aproape nimic. Moise, David, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, Amos, Osea, Habacuc, Tefania, Zaharia, Ioan și alții au fost în același timp profeți, dar și autori al unor cărți care intră în alcătuirea Bibliei. Acest fapt face ca darul profetic să nu fie de neglijat în Biserica lui Hristos. De altfel, în toate listele cu privire la darurile spirituale enumerate de Apostolul Pavel în epistolele sale, darul profetic e mereu amintit între primele. Profetul e persoana care, primind acest dar al Duhului Sfânt, transmite bisericii o solie, un mesaj din partea lui Dumnezeu. Etimologic, cuvântul profet provine din grecescul profetazo, care înseamnă a descoperi viitorul sau a interpreta Scriptura sub influența directă a Duhului Sfânt. Din acest punct de vedere, predicarea nu este profeție, căci în predicare există o conlucrare între efortul omenesc și inspirația divină, în timp ce profeția nu are nicio legătură cu pregătirea intelectuală a omului, ci mai degrabă cu consacrarea lui. În Vechiul Testament sunt amintiți nenumărați profeți bărbați: Natan, Gad, Samuel, Ilie, Elisei, Isaia, Ieremia, Daniel, Osea, etc. Sunt amintite și patru femei profet: Debora, în Judecători 4:4, Maria, sora lui Moise, Exodul 15:20, Hulda, Cronici 2:34-22 și soția lui Isaia, Isaia 8:3. În Noul Testament sunt amintiți numeroși alți profeți: Ioan Botezătorul, Matei 11:9, Zaharia tatăl lui Ioan Botezătorul, Luca 1:67, prorocița Ana, Luca 2:36, câțiva ucenici din Efes, Fapte 19:6, fiicele lui Filip, Evanghelistul, Fapte 21:9, Agab și alți creștini din Antiohia, Fapte 11:28-21:10, Sila, Fapte 15:32, Pavel și Iisus, cel mai mare profet. Cum tratează Dumnezeu darul profetic? În Biblie ne sunt date câteva îndrumări specifice acestui dar spiritual. Prezența darului profetic este un criteriu după care poate fi recunoscută Biserica Rămășiței, ultima biserică din istoria lumii, aceea care va fi pregătită să-L întâmpine pe Domnul Hristos la revenirea sa pe pământ. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos, Apocalipsa 12:17. Ce este mărturia lui Iisus? Biblia se explică singură, căci mărturia lui Iisus e duhul prorociei, Apocalipsa 19:10. Pentru cei care au rezerve cu privire la această afirmație, ea fiind pusă în paranteză, adevăratul argument poate fi descoperit comparând două versete din Apocalipsă. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus e duhul prorociei. Apocalipsa 19:10. Dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu, Apocalipsa 22:9. Comparând cele două versete, se observă că expresiile frații tăi care țin mărturia lui Iisus și frații tăi prorocii sunt identice, de unde se poate trage ușor concluzia că mărturia lui Iisus e duhul prorociei sau darul profetic. Dumnezeu nu dorește ca acest dar să fie tratat cu dispreț de către membrii bisericii. Nu disprețuiți prorociile. Tesaloniceni 1:5-20. Darul profetic trebuie testat, pus la încercare în biserică pentru a se vedea dacă este cel autentic. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce e bun. Tesaloniceni 5:21. După roadele lor îi veți cunoaște. Matei 7:15-20.
Dumnezeu vrea să ne încredem în profeții săi adevărați. Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți birui. Cronici 2:20-20. Necesitatea darului profetic. Când nu este nicio descoperire dumnezească, poporul este fără frâu, spune înțeleptul, Proverbe 29:18. Rolul principal al darului profetic e înfrânarea răului din biserică. Neputând comunica direct cu omul păcătos, căci păcatele noastre ridică un zid între el și noi, Isaia 59:2, Dumnezeul iubirii a ales calea comunicării indirecte prin intermediul unor oameni consacrați, integri și umili, care se tem mai mult de el decât de oameni. Descoperirea unor evenimente viitoare care să pregătească biserica reprezintă doar o mică parte din manifestarea darului profetic. E știut că cel mai mare profet al tuturor timpurilor, în afară de Iisus Hristos, a fost Ioan Botezătorul, Luca 7:28. Totuși, în Biblie nu ni se relatează nicio profeție referitoare la viitor făcută de el. Cum lucrează darul profetic? Modul în care lucrează darul profetic e descris în Deuteronomul 18:15-22. Nevoia unui profet ca intermediar între Dumnezeu și om a apărut la Sinai cu ocazia dării legii. În acea ocazie, israeliții au cerut ca Dumnezeu să nu le mai vorbească direct, ci prin intermediul lui Moise. Dumnezeu a acceptat această cerere, promițând că va transmite soliile sale poporului prin profeți. Aceștia vor avea însă responsabilitatea de a transmite exact și nealterat mesajul divin. Primele trei versete din Apocalipsa, capitolul 1:1-3, ne arată cum se desfășoară procesul comunicării mesajului divin. Tatăl, Domnul Hristos, un înger, Ioan Profetul, biserica. Modul cel mai obișnuit prin care Dumnezeu transmite mesajele sale profetului e prin vise și viziuni. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Numeri 12:6. E de remarcat faptul că în poporul Israel autoritatea unui profet era maximă, el putând să rostească solide mustrare și către împărați, autoritatea civilă, dar și către preoți, autoritatea religioasă. Cu toate acestea, mulți dintre profeții adevărați au fost persecutați, unii dintre ei pecetluindu-și misiunea cu propria viață. Întreaga religie mozaică și creștină se sprijină pe activitatea profeților, Biblia însăși fiind produsul lucrării acestor oameni consacrați care au vorbit și au scris în numele lui Dumnezeu. Printr-un proroc a scos Domnul pe Israel din Egipt și printr-un proroc a fost păzit Israel, spune profetul Osea, sublinind rolul pe care profeții l-au jucat în istoria mântuirii. În activitatea profeților au existat mai multe perioade. Perioada profeților văzători, Moise, Avraam, Samuel, Nathan. Perioada profeților făcători de minuni, Ilie și Elisei. Perioada profeților scriitori, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, Mica, etc. Perioada tăcerii profetice de circa 400 de ani, cuprinsă între eliberarea din captivitatea babiloniană și Ioan Botezătorul. Perioada lui Ioan Botezătorul, cel mai mare profet al lumii. Perioada bisericii primare, Agab, fiicele lui Filip, evanghelistul, etc. Perioada de după secolul I, aparent în această perioadă, darul profetic a dispărut, însă Dumnezeu a avut mereu slujitori credincioși în biserica lui care au mustrat, au învățat și au îndreptat poporul în direcția cea bună. Perioada bisericii rămășiței, Apocalipsa 12:17-19:10, ultima perioadă din istoria lumii, înainte de revenirea în slavă a Domnului Hristos. Permanența darului profetic. Multe biserici consideră că darul profetic a încetat să mai existe după moartea ultimului apostol sau după încheierea canonului Scripturii. Totuși, acest dar a continuat să existe, deși istoria bisericească este săracă în informații cu privire la acest aspect. Conform Bibliei, acest dar urma să fie mai evident în perioada bisericii rămășiței. Vezi Apocalipsa 12:17-19:10, Ioel 2:28-32. Clasificarea profețiilor. Profeții clasice. Acestea implică, potrivit Timotei 2:3-16, învățarea, mustrarea, îndreptarea și instruirea în neprihănirea bisericii. Profeții predictive, de exemplu Daniel, Apocalipsa, care implică descoperirea unor evenimente viitoare. Majoritatea profețiilor biblice sunt clasice, cele predictive fiind în număr relativ mic. Totuși, în conștiința oamenilor, darul profetic e strâns legat de descoperirea viitorului. Identificarea adevăratului dar profetic. Biblia ne avertizează în nenumărate rânduri de existența profețiilor falși. Vezi
Deuteronomul 13:1-5, Matei 7:15-20, 24:11-24. Pentru a nu fi înșelați de aceștia, ne sunt date câteva criterii după care îi putem deosebi pe profeții adevărați de cei falși. Soliile transmise de profet trebuie să fie în acord cu Scriptura, Isaia 8:20, Deuteronom 13:1-5. Orice deviere de la adevărul Scripturii este un semn că profetul nu e trimis de Dumnezeu, căci el nu se poate tăgădui singur, Timotei 2:2-13. În pasajul din Deuteronomul 13, se observă că nu minunile sunt criteriul cel mai solid care atestă autoritatea profetului, căci acestea pot înșela. Criteriul de bază e conformarea cu Biblia. De ce? Dacă Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, iar profetul este unul trimis de același Dumnezeu, mărturiile lor nu se pot contrazice. Dumnezeu e mereu același și neschimbător, de aceea adevărurile Bibliei rămân veșnice. Adevăratul profet îl mărturisește pe Hristos. În centrul mesajului sau nu, se află propria persoană. În centrul mesajului nu se află propria persoană, ci aceea Domnului Hristos. Corinteni 1:3-11, Corinteni 2:10-5, Filipeni 1:21. Adevăratul profet mărturisește întruparea și divinitatea lui Hristos, Ioan 1:4-2:6. Adevăratul profet nu măgulește păcatul, ci îl mustră cu toată severitatea, Ieremia 23:16-17. Potrivit Scripturii, adevăratul profet aduce roade bune atât în ceea ce privește propria sa viață, având un caracter după voia lui Dumnezeu, cât și în privința lucrării pe care o face, Matei 7:15-20. Cele spuse de un adevărat profet sunt confirmate de împlinirea lor, Deuteronomul 18:21-22. Totuși trebuie adăugat că acest criteriu nu e suficient pentru a-l recunoaște pe un adevărat profet din două motive. Există profeți falși care fac preziceri ce se împlinesc, Deuteronomul 13:1-5. Există profeți adevărați ale căror profeții nu se împlinesc. În acest caz trebuie precizat că neîmplinirea unor profeții este datorată caracterului lor condiționat, cum a fost cazul profeției despre nimicirea cetății Ninive pe vremea profetului Iona. În funcție de alegerea omului, aceste profeții condiționate se împlinesc sau nu. În cazul profeției lui Iona despre Ninive, datorită pocăinței întregii cetăți, Dumnezeu și-a manifestat harul său și-a amânat nimicirea cetății. Totuși, în Biblie ne sunt prezentate numeroase profeții necondiționate, a căror împlinire nu depinde de alegerile omului. Prima profeție de acest fel este cea din Geneza 3:15, în care Creatorul vestește marea biruință a seminței femeii, Domnul Hristos, asupra șarpelui Satan. În lumea creștină e vehiculată o idee primejdioasă pentru spiritualitatea unui adevărat copil al lui Dumnezeu. Odată cu întruparea, jertfa și învierea Domnului Iisus Hristos, se consideră de către unii teologi că scripturile Vechiului Testament, cu tot ce cuprind ele, inclusiv legea morală a celor 10 porunci date pe Sinai, și-au încheiat rolul nemaifiind relevante pentru creștinii noului legământ. Vechiul Testament e considerat anacronic, depășit în centrul atenției fiind doar scrierile Noului Testament, în mod deosebit Evanghelie. Într-adevăr, Evangheliile care îl prezintă pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, reprezintă revelația supremă și desăvârșită a caracterului lui Dumnezeu și a planului său de mântuire. Blaise Pascal spunea pe bună dreptate că Iisus Hristos este centrul și temelia tuturor lucrurilor. Cine nu-L cunoaște pe El, nu cunoaște nimic despre sine și despre lume. Iisus Hristos e centrul și circumferința credinței creștine, piatra de temelie a creștinismului, stânca mântuirii și dorința veacurilor, căci noi avem totul de plin în El și în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Coloseni 2:9-10. Însă a pornit de la acest adevăr fundamental al creștinismului și a ajunge la concluzia că scrierile Vechiului Testament nu mai au nicio relevanță pentru creștinii secolului al XXI-lea, e o mare problemă. Un singur fapt ar trebui să le dea serios de gândit celor care neglijează și aruncă în uitare scripturile Vechiului Testament. Iisus Hristos a acordat scripturilor Vechiului Testament tot respectul și toată atenția sa, încurajându-i pe contemporanii săi, fie ucenici, fie oameni simpli sau cărturari și farisei, dar și pe urmașii săi din veacurile viitoare să cerceteze scripturile, pentru că în ele puteau găsi viața veșnică. Vezi Ioan 5:39. În diferite controverse pe care le-a avut cu vrăjmașii adevărului, începând cu ispitirea în pustie și terminând cu discuțiile contradictorii pe care le-a avut cu farisei și saducheii pe diferite teme,
Mântuitorul s-a folosit de argumentul simplu, dar clar și convingător, al lui stă scris. Cu toții suntem de acord că în apărarea adevărului Iisus ar fi putut recurge la argumente logice, elaborate și sofisticate, care probabil ar fi tăiat elanul împotrivitorilor săi. Cine ar fi putut rămâne pe poziție în fața celui în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei? Coloseni 2:3. Și totuși, deși a avut la îndemână atoștiința Fiului lui Dumnezeu, cel una cu Tatăl atoștiutor, Iisus s-a folosit de argumentul simplu al Scripturii. Dar care Scriptură? Desigur, Scripturile Vechiului Testament, căci acestea reprezentau singura Biblie din acea vreme. Citând din diferite cărți ale Vechiului Testament, Mântuitorul nu doar a recunoscut autenticitatea istorică a acestor scrieri, dar el a și întărit autoritatea lor ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Cineva ar putea însă să aducă obiecții afirmând că pe vremea sa Iisus nu a avut o altă opțiune decât să se folosească de scrierile Vechiului Testament, singurele pe care le avea la îndemână. Pentru a răspunde la această obiecție, e important să înțelegem poziția apostolilor și a primilor creștini față de scripturile Vechiului Testament. După înălțarea la cer a Domnului Iisus, în deceniile care au urmat, au început să apară scrierile care alcătuiesc canonul Noului Testament, așa cum îl avem azi. Odată cu apariția lor, creștinii primului secol ar fi putut opta pentru acestea în defavoarea scripturilor Vechiului Testament și totuși ei nu au lepădat nici în față, nici voalat scripturile Vechiului Testament. Scrierile vechi au rămas pentru ei, așa cum puseseră pentru Domnul lor, la fel de pline de autoritate și învățătură ca și noile scripturi ale Noului Testament. Ei au înțeles un lucru simplu pe care unii creștini și chiar teologi cu renume nu-l înțeleg în zilele noastre. Un copac, oricât de impresionantă și plină de rodi ar fi coroana, nu poate exista fără trunchi și rădăcină. Ori rădăcinile credinței creștine își trag seva din scripturile Vechiului Testament. Așa se explică afirmația poate șocantă pentru unii făcută de Mântuitorul în prezența femeii din Samaria. Mântuirea vine de la iudei, Ioan 4:22. Și asta nu pentru că poporul evreu ar avea vreun merit în privința mântuirii, ci pentru că el a fost ales de Dumnezeu să fie depozitarul adevărului prin scripturile Vechiului Testament, pe care le-au păstrat și transmis generațiilor viitoare de-a lungul veacurilor. Dar mai ales pentru că în mijlocul poporului evreu s-a produs minunea întrupării Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii întregi. Așadar, care a fost atitudinea apostolilor și a primilor creștini față de scrierile Vechiului Testament în condițiile în care începeau să apară noile scrieri, cele ale Noului Testament? Studiind această temă, unii cercetători ai Bibliei au alcătuit o listă cu toate referințele specifice pe care le-au făcut scriitorii Noului Testament. Cifra e impresionantă. Au fost găsite 2688 de referințe specifice la scripturile Vechiului Testament, dintre care 400 de referințe la Cartea Profetului Isaia, 370 de referințe la Cartea Psalmilor, 220 de referințe la Cartea Exodului și multe altele. La toate acestea pot fi adăugate numeroasele referințe indirecte, aluziile și temele împrumutate de scriitorii Noului Testament din cărțile Vechiului Testament. Multe afirmații ale scriitorilor Noului Testament încep cu expresia stă scris, făcând trimitere directă la pasaje din Vechiul Testament, vezi Matei 2:5-6, Marcu 1:2-3, 7:6, Luca 2:23-3, Romani 3:4-8, 36:9, 33:1, Corinteni 1:19, Galateni 4:27, Petru 1:1-16, etc. Această mulțime de referințe la scrierile Vechiului Testament demonstrează faptul că pentru apostoli și primii creștini, scripturile Vechiului Testament reprezentau temelia și izvorul credinței lor. Din aceste scripturi au aflat despre originea și autorul vieții pe pământ, despre căderea în păcat și apariția răului, despre istoria potopului și nimicirea Sodomei și Gomorei, despre istoria zbuciumată a poporului Israel cu cele două robii, egipteană și babiloniană. Aici, în aceste scripturi, i-au găsit profețiile, în mod deosebit profețiile mesianice, care și-au găsit împlinirea în viața și moartea Mântuitorului Lumii și nu în ultimul rând în aceste scrieri l-au putut cunoaște pe Iacve, Dumnezeu cel viu și adevărat, a cărui revelație supremă a fost Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Iată doar câteva exemple dintre miile existente cu privire la importanța pe care apostolii și primii creștini au acordat-o Vechiului Testament, chiar dacă între timp apăruseră primele scrieri ale Noului Testament.
Faptele 4:24-26. După ce au fost eliberați și au ajuns din nou în mijlocul fraților lor de credință, Ioan și Petru s-au rugat împreună cu aceștia, citând din Psalmul 2 al lui David. Faptele 13:32-33. În predica ținută în Antiohia Pisidiei, apostolul Pavel citează din mai multe cărți ale Vechiului Testament, versetul 34, citat din Isaia 55:3, versetul 35, citat din Psalmul 16:10, Romani 9:17. Vorbind despre faraon și planul lui Dumnezeu de a-și manifesta puterea, Pavel citează din Exodul 9:16. Galateni 3:18. Scriindu-le galatenilor despre faptul că toate neamurile vor fi binecuvântate în Avraam și sămânța lui, apostolul Pavel citează din Geneza 12:3, 18:8 și 22:18. Matei 1:1-17. Matei începe evanghelia sa folosind genealogiile Vechiului Testament pentru a dovedi că Iisus s-a născut pe linia genealogică a seminției lui Iuda și a familiei lui David, așa cum au precizat profețiile mesianice din Vechiul Testament. Luca 3:23-38, Luca face același lucru în evanghelia scrisă de el, genealogiile Vechiului Testament fiind o garanție a mesianității lui Iisus. Matei 1:22-23, etc. Matei citează numeroase pasaje din Vechiul Testament pentru a dovedi că Iisus Hristos este Mesia cel prezis în vechime. Timotei 2:3-16-17. Pavel afirma că toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu și de folos. Când folosește expresia toată Scriptura, apostolul se referea în primul rând la Scripturile Vechiului Testament, având în vedere că la acea dată Scripturile Noului Testament erau în curs de a fi scrise. Evrei 11, autorul epistolei către evrei, cel mai probabil apostolul Pavel, prezintă o listă întreagă de eroi credinței din timpurile Vechiului Testament: Noe, Avraam, Sara, Isaac, Iacob, Iosif, Iefta, Moise, Gedeon, Barak, Samson, David, Samuel și profeții. Enumerând aceste nume, Pavel întărește autenticitatea istorică și autoritatea cărților Vechiului Testament ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Geneza, Exodul, Judecătorii 1 și 2, Samuel 1 și 2 Regi, 1 și 2 Cronici, precum și cărțile profeților Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel și așa mai departe. Astfel de exemple sunt nenumărate și dovedesc faptul că Biserica creștină a avut o dublă temelie, Vechiul și Noul Testament, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Efeseni 2:19-22. Care e temelia adevărată și trainică a Bisericii lui Hristos? Răspunsul îl oferă apostolul Pavel în pasajul de mai sus. Temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, temelia Bisericii creștine o reprezintă deopotrivă Scripturile Vechiului și Noului Testament, liantul care le leagă strâns fiind însăși persoana Domnului Iisus Hristos. Cei care doresc să scoată din această temelie a Bisericii Scripturile Vechiului Testament își pun în primejdie propria lor mântuire, căci o temelie care îi lipsesc componente principale se va dovedi o temelie nesigură în vremuri de strâmtoare. Acum când vremurile de strâmtoare prezise în Scripturi pentru timpul sfârșitului bat la ușa istoriei luminoastre, își poate permite cineva să aibă la baza credinței sale o temelie de nisip? Vezi Matei 7:24-27. Toată Scriptura, și Vechiul, dar și Noul Testament, e insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Timotei 2:3-16-17. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Vă spun ca de obicei, pe curând!